Ce tragedie a fost și ce știre extraordinară că am fost chemat și n-am fost chemat. Dumneavoastră care gândiți pozitiv la imaginea Craiovei, de asta și venit în Craiova, dar foarte frumos, bravo, mulțumim. Declarația de avere. Sunt publice și respectă legislația. Domnul Spânu, care este consilierul domnului finanțator, de un an și mai trebuie preocupă ce e cu terenul de la Calafat, al lui Solna, cum apare în declarația de avere. Nu-i spun. Nu vreau să spun. Sunt obligat să spun. Da? Sunt obligat să spuneți. Sunt obligat să spun ce e cu terenul. Nu ce nu aflare. Cum? Trebuie să spuneți dacă l-ați vândut sau nu. Nu l-am vândut. L-am donat băiatului meu în 2004. Merge, dacă era sigur, să aducă la Calafat, la finanțe, la primărie, să uite, domne, al cui e terenul ăsta de la lui Solomon? Și vezi că figurează Solomon Iulian Florin. E băiatul meu și-a dat toată averea, că pentru asta a muncit. Extraordinar, unul e terenul de la Calafat, marea gaură în declarația de avere lui Solomon, da? Și mai e un aspect, că le încurcă, le taie de acolo, le pune pe acolo, tot ca să prostească lumea, dar lumea s-a mai deșteptat. Ați declarat spațiu comercial 1.100 de metri. Sunt spații SP.com comerciale, dacă se uită bine, 1.200 de metri pătrați. Anul următor am spus ce înseamnă, 300 la mii, vitajul, 600 la gară, 400 nu știu pe unde și ăștia formează toate 1.200. Iar, vai domne, anii gata, deja nu știu ce face. Anii, dacă o să întrebă, să trimită la procuratură, venim cu documentele, să uită, deci practic nu s-a încălcat nicio lege care guvernează această România. Se plătesc impozite. Eu plătesc aproape 2 miliarde pe an impozite, atenție. Și le plătesc impozitul pe chirii și, bineînțeles, pe terenuri și ce am eu. Apartament, două apartamente, deci tot ce am, casa de la Leamnă și toate acareturile agoniste în, eu știu, 30 de ani de căsnicie. Nu ca alții, care sparg 1000 de societăți, nu plătesc nimic și vor să fie, domne, de toate partea lor. La Leamna, suprafața de teren e de 3300 de metri pătrați. A fost la mine în curte de nu știu câte mii de ori. Și cu ochiul liber se vede cât, ce înseamnă, nu 300, cum? Probabil am zis că 300 de metri pătrați, atunci ori greșeală, ori are casa care e construită acolo, desfășurată. Dar terenul se vede clar, că în spate terenul de tenis, curtea mare, închisă cu gard, toate aceste acte publice există la taxe și impozite, la cadastru și la arhiva Camerei Notarilor Publice. Să plătesc taxe și impozite acolo, da? Am spus cu 1.100 de metri sau 1.200 de metri pătrați, iar în 2008-2009 spațiile comerciale spre el sunt trecute defalcate. Asta am vrut să vă spun ca să termine cu circul ăsta, fiindcă nu folosește la nimeni, cel puțin pe urmă că deloc. Sunt imun. De 8 ani de zile sunt înjurat și șantajat, uite că nu merge. De ce? Mă protejează legea, care vă protejează și pe dumneavoastră, sau vă acuză pe dumneavoastră, mă acuză și pe mine, și cel de sus. Despre, vreau să mulțumesc instituțiilor media obiective, care au stat departe de acest joc de interese private, și repet, cum a spus și la început, că orice afirmație la adresa numelui de Solomon va trebui însoțită de probe, dacă nu, ne vedem în justiție. Și am să cer bani mulți, fiindcă sunt în stare să plătesc taxa de timbru și cu acei bani poate mai ajung niște săraci ai Craiovei. Acum la un alt punct, înainte de a trece la cel mai spectaculos, probabil, întrebări și interpelări. Pe 23-24 februarie, deci an de an, se desfășoară la Craiova